Disputa din cadrul filialei PSD Dumbrăvița continuă. După ce au fost acuzați în spațiul public că doar fostul primar Victor Malac și consilierul local Daniel Cionca nu ar fi de acord să o susțină pe Alina Sperdlea pentru câștigarea primăriei Dumbrăvița, cei doi au pus la dispoziție tabelele prin care se arată că majoritatea membrilor PSD Dumbrăvița aleg să îl susțină pe candidatul din partea PNL, Cristian Rusu. E de notoritate faptul că există o alianță la nivel național PSD-PNL, pentru că în organizația PSD Dumbrăvița sunt niște probleme ca urmare a imixtiunii în organizația liderilor de la CNC. Nu am găsit o altă variantă mai bună pentru dumbrăviteni, pentru comunitatea din Dumbrăvița, decât să susținem, din punctul nostru de vedere, o variantă care să aducă un plus pentru administrația din Dumbrăvița. La momentul la care noi am ieșit public și ne-am exprimat susținerea pentru domnul Rusu, noi am consultat colegii din organizația PSD Dumbrăvița și ne-am cerut punctul lor de vedere. Marea lor majoritate a fost de acord cu această opțiune. După conferința de presă pe care am avut-o, s-a aruncat cumva în presă un zvon cum că doar eu și cu domnul Malac am susține această variantă și că organizația este de o altă părere. Cu excepția trei colegi care nu au dorit să semneze listele de susținere a domnului Rusu la funcția de primar, toată organizația, toți membrii care sunt membri cu drepturi de plin în organizația PSD Dumbrăvița și-au exprimat susținerea și au semnat că susțin candidatul la domnul Rusu alături. Cât despre motivele pentru care cei din filiala PSD Dumbrăvița au ales să meargă alături de Cristian Rusu în detrimentul Alinei Sperdlea, Cionca declară: nu are nici experiența și pregătirea necesară pentru a ocupa funcția de primar și totodată considerăm că are multe probleme de integritate, probleme de imagine și alte lucruri care nu o califică pentru a fi susținută de noi la a candidat pentru funcția de primar în Dumbrăvița. Noi suntem o organizație cu tradiție de peste 24 de ani, cu rezultate în administrația dumbrăvițeană, două mandate de primar, mandat de viceprimar, mandate de consilier local, multe proiecte implementate și nu putem să coborâm ștacheta și să renunțăm la standardele care ne-au consacrat. Decizia de a-l susține pe candidatul PNL la primăria Dumbrăvița este una irevocabilă, spune Daniel Cionca.